Londra a fost plasată în izolare de gradul 3, cea mai mare de pe scara de risc a Marii Britanii, după ce a fost registrată o nouă creștere a numărului de infectări cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor, mai multe cluburi din capitala britanică au dat petreceri la care oamenii nu au respectat nici măcar cele mai elementare măsuri de siguranță medicală. Asta în timp ce guvernul britanic anunța și apariția unei noi tulpini de coronavirus. Nici vorbă despre distanțare socială și nici despre purtarea măștii. Asta deși, în capitală, a fost raportată o creștere a numărului de infectări. De altfel, acesta este și motivul pentru care Londra a fost plasată în izolare de gradul 3, cea mai mare de pescare a sistemului conceput de guvernul Boris Johnson. Potrivit restricțiilor, toate localurile au fost închise. La scurt timp, pe multe străzi ale Londrei au apărut mormane de gunoaie cu mâncare aruncată. În Londra au fost interzise întâlnirile între străini în spații închise, iar în aer liber sunt permise doar cele la care iau parte șase persoane. Cu toate acestea a fost permisă funcționarea magazinelor, a sărilor de sport și a saloanelor de îngrijire. Între timp, Ministrul Sănătății Britanic, Matt Hancock, a anunțat că a fost depistată o nouă tulpină de coronavirus, una care ar fi dus la o și mai rapidă răspândire a bolii deocamdată doar în sudul Angliei. Now we deal with this variant just like we do în ultima perioadă, Marea Britanie a avut parte de o nouă creștere a numărului de infectări, ceea ce a dus totalul cazurilor la aproape 1,9 milioane. Doar în ultimele șase zile au fost raportate între 18 și 22.000 de infectări. De asemenea, au fost înregistrate și peste 64.900 de decese, cel mai mare număr din Europa.